Bun găsit, oameni buni, suntem la Casa Poporului. Nu în Casa Poporului, suntem într-o curte foarte frumoasă și stăm de vorbă cu părintele Teodor Lazăr, preot greco-catolic, paroh la Catedrala Schimbarea la față din Cluj-Napoca. Mulțumesc tare mult că ați acceptat dialogul cu noi. Vă mulțumesc eu pentru invitație, e o cinste pentru mine. Și pentru noi, să părinte. Și vreau să vă întreb, pentru că în general, biserica și zona asta e încă, hai să-i spunem, o lume destul de abstractă pentru publicul larg. Și vreau să vă întreb, cum ați ajuns sau cum ați ales să fiți preot? Dacă e să pornesc din perspectiva spirituală biblică, Hristos spune că El ne alege pe noi. Nu știu dacă am ales eu sau am fost ales. Poate și una și alta, pentru că avem, pe de altă parte, și toate datele libertății. Poți să fii și, nu neapărat păstor, poți să fii și cioban, că e o diferență între una și alta. Important e să știi cum să gestionezi realitățile în care te așează Dumnezeu și pe care le accepți. E o mare noblețe. Hristos se reclamă pe sine ca fiind păstor. Nu spune șef, boss, știu eu, il comandante, nu găsește titulaturi în acestea, ca să nu mai vorbesc că sunt titulaturi în spectru acesta arhieresc, destul de, mă rog, supralicitate uneori. Important este să știi să rămâi corect în zona în care te așează Dumnezeu. A fi cioban nu e de aici de acolo. Presupune o libertate excepțională, chiar și interioară, nu doar cea de mișcare. O legătură cu mama natură, iar din calea afară, foarte frumoasă. Important este să știi să rămâi cu demnitate și cu bun simț în realitatea care te pune Dumnezeu. Pentru că, iată, sugerez un exemplu, nu îl exemplifică, oricum e cam bătut de soarte la ora asta, dacă ar fi rămas cioban și nu europarlamentar, n-ar fi fost mai dinamică și mai așezat într-un anumit fel viața lui și raportul cu Dumnezeu. Bun, haideți că nu despre acela vorbim, nici despre mine. Eu întotdeauna când voi vorbi în principiu despre Hristos. Mai ales, eu zic că un preot trebuie crescut din pântecul Maicii sale. Aici îmi vine în minte o scurtă povestioare, nu mai știu din păcate autorul, e în maniera în care scria Creangă, viața de la țara grupurilor de copii. Eu am crescut acolo și a fost excepțional. Unde ați crescut, părinte? Am crescut pe Valea Someșului, Lemniu se cheamă satul, în comuna Letca, undeva între Dej și Jibou, pe Someș. O viață excepțională care m-a motivat pentru preoție. Dar ca să revin la acea scurtă nuvelă, grupul de copii, știm cum este, mai mergi la fura de cireșe, mai încearcă câte o țigară grupul, mai câte un banc, câte o glumă, mai știu eu ce. Și era un Ionel din aceeași generație care sistematic era trimis acasă la momentele mai delicate, de joacă mai ciudată, la ieșit la cireșe. Și el era și un copil de rugăciune, dus bine la biserică, crescut orfan și zicea, dar de ce nu mă primiți la toată viața voastră de gașcă? Zice, nu, tu ești viitorul nostru preot. Noi trebuie să avem grijă de tine. Tu nu poți să înveți înjurăturile noastre, să te apuci de fumat cum facem noi, nu? Ei, eu atât de mult iubesc pe aceia din povești, nu numai pe Ionel preotul, ci pe aceia care și-au crescut frumos preotul. Erați un fel de Ionel? Eram un fel, da, și eu născut gata orfan, tatăl meu a murit când mama era însărcinată luna 5-a și mama m-a pus să am instincte când suna clopotul în sat, oriunde eram, la joacă, la fotbal, oriunde eram, eu știam că trebuie să ajung în cel mai scurt timp la biserică, altfel apăreau metode de educație neeuropene, dar bine venit. Adică educația mamei mai a însemnat și ceva cam așa și bine aplicat. De două ori am servit asta și ceva nu le din lumea lui Creangă. Ceva din lumea lui Creangă, dar eu cred în modul acesta. Bine, nu schiloditor, că n-am fost schilodit. Însă mi s-a tras atenția că trebuie să mă formez. Bătaie rută din rai, părinte? Pedagogia. Poți să substitui cuvântul bătaie cu pedagogie. Putem accepta că pedagogia însemnează și oarece coerciție, nu doar drepturi. Nu doar drepturi, ci și anumite obligații. Ei bine, eu zic că un preot trebuie crescut din pântecul Maicii sale. Spre exemplu, evreicile. Și la ora aceasta, o evreică care respectă condiția aceea de popor ales
și de oameni speciali, dacă vor să-și facă din copil, află că e însărcinată, vrea să-l facă matematician, știți ce va face? Va face calcule și matematică până la naștere. Și de acolo încolo va avea grijă la modul direct să-i comunice aceste date. Și contează teribil. Asta ne pot confirma și specialiștii. Foarte interesantă teza dumneavoastră și aici vă apropie foarte mult de un preot al Bisericii Surorii, Arsenie Boca, spunea creșteți copii sfinți ca să aveți preoți buni. Absolut. Nu numai preoți, iertați-mă că vă întrerup sau anticipez o parolă, o întrebare. Nu numai preoții buni sunt crescuți din pânteci cu mame sau de la sân. Politicieni trebuie crescuți de acolo. Acolo e mai greu. E mai greu, dar avem nevoie de politicieni până la urmă. Îi creștem de jos? De acolo, acum nu știu dacă o mamă însărcinată vrea să și-l facă parlamentar, stă la televizor pe antena nu știu care. Nu știu dacă asta e o soluție, mă îndoiesc. Adică o să scoată politician, dar tot din maniera în care grosul stă astăzi. Nu, nu. Creșterea, principiul fundamental de alimentație pedagogică este rugăciunea. În rugăciune. Crescuți în rugăciune. Crescuți în bucurie. Crescuți în bucurie. Indiferent de zona în care ei vor activa sau vor profesa. Sigur că da. Așadar, de acolo, toți facem subiectul și dumneavoastră ați fost ales. Pe de o parte, dumneavoastră aveți și noastră o preoție, anume prin botez primită. Preoția este comună. Ne diferențiază doar partea mea funcțională, adică să știm cine botează cu nună și face alte servicii specifice. Dar altfel, preoția este comună, însă pentru ceea ce dumneavoastră faceți acum, și asta este un om de amvon, dacă e pun acolo, nu? E mai complicat. E un amvon mai profan și... Profan, dar e un amvon până la urmă și sunt și acolo criterii deontologice. Sunt cel puțin presupuse sau propuse. Propuse. Nu vă puteți permite orice fel de limbaj, nu puteți să vă permiteți să lezați anumite categorii sau să defavorizați anumite categorii. Trebuie să aveți o abordare coerentă și deontologică. Mai poate că cuvântul e prea bătut din toate părțile și prea puțin respectat. Așadar, și dumneavoastră ați făcut sau faceți obiectul unei alegeri. Pe de o parte ați ales dumneavoastră, pe de o parte Dumnezeu v-a orientat. Ați știut, părinte, că sunteți ales, ați știut din copilărie că sunteți ales pentru munca asta și chiar vreau să vă întreb. De foarte multe ori se vorbește profesie sau vocație. Dumneavoastră, cum priviți preoția? Este, din punctul meu de vedere, ca om care merge la biserică aproape regulat sau când reușește, e altceva decât o meserie, e mai mult. Evident. Eu nici n-aș crede tare mult în profesii, ci în vocații. Și pentru dumneavoastră ceea ce faceți ține de o vocație. Nu? Trebuie să aveți niște date specifice pentru a face acest lucru. Trebuie să aveți o vocație specifică și o aveți. Medicina e o mare vocație. Orice ce ține de uzul comun și de folosul comun a societății, păi a fi un bun mecanic auto sau un bun conducător auto nu ține de o vocație, trebuie să ai o vocație. Eu admir pe unii, pe piloții de avion, pe câți alții, militarul. Și el are o vocație. Acolo sigur că e discutabilă situația. Eu cred în vocații. Preoția prin excelență trebuie să fie o vocație. E o taină. E o taină a sufletului și trebuie să ai un înțeles serios pentru a te așeza pe calea asta. Ați simțit din copilărie că sunteți ales? Aveați conștiința asta? Din copilărie am căutat. Am fost un căutător. Prin excelență, mie îmi place să caut, să scormonesc. Și am căutat în câteva zone sociale să văd ce mă interesa. Nu cele mai importante lucruri. Și aici spun, m-a interesat dreptatea. Eram foarte preocupat de a trăi în parametrul dreptății. Și am spus că nu e cel mai important lucru. Să știți că nu e cel mai important lucru. Pentru că iubirea e o stare importantă. Bucuria. Eu am văzut oameni cărora le s-a făcut dreptate, după cum au vrut ei. Dom'le, eu vreau să așa. Și prin diferite instrumente mijloace, mai puțin sau mai mult oculte sau culte, li s-a făcut dreptate și n-au fost bucuroși. Atunci m-am gândit și căutam să trăiesc în societate, în orizonturile ei sau în sectoarele ei unde dreptatea funcționează. Adică, domnule, pentru că am fost măcinat din copilărie cu notele. Nu eram preocupat de note neapărat, dar vedeam că se procedează uneori și mai există acest lucru. Poate provocam și antipatia unor profesori, că era mai arțăgos și mie îmi place să vorbesc și mă contraziceam uneori și nu în limita unei obrăznicii, dar o făceam. Dar acuzeam lipsa dreptății în societatea în care trăiam eu, în diferite sectoare. Și vedeam suferințe din acest punct de vedere. Și după liceu, imediat, am fost profesor suplinitor, erau puțini profesori de
Sport. Eu da, și am vrut să mă duc la ceva școală? Am vrut să mă duc spre sport, să fac IEFS-ul, cum îi spunea atunci. Mi-a plăcut teribil biologia, anatomia, am învățat-o bine. M-a demotivat un moment anume. Profesorul de biologie, am greșit o singură dată și mi-a tras toată cartea aia, mi-a bătut-o de cap de două ori. Mie nu-mi place să fiu agresat, asta este clar. Și m-a demotivat total. Dar Dumnezeu a fost în spatele acestui gest până la urmă, pentru că după aceea am luat serios Scriptura în mână. Și până acolo am luat Scriptura. Apoi am fost dus în armată, volens, nolens, crezând că acolo lucrurile sunt mult mai echilibrate și că dreptatea va fi etapa aceea cu profesor. A fost una foarte frumoasă din viața mea, timp de un an de zile. Aveam 18 ani, exact ca și la liceu. La liceu eram repartizat la 100 de km de casă. Foarte frumos, o experiență frumoasă, altfel după aceea în armată. Ei bine, în aceste sectoare de viață socială n-am găsit. Am rămas cu același dezgust în privința dreptății. Și din armată am dat examen la teologie. Oricum aveam acest gând. Mama acum mi-a spus, zice, eu pentru tine, ca tu să mergi pe calea lui Dumnezeu și să-i slujești, am plătit, femeie văduvă, cu resurse financiare extrem de limitate, am plătit 1000 de liturghii de slujbe la biserică, cum se spune în termenul. Deci mama dumneavoastră își dorea. Da, își dorea teribil și nu că nu mi-aș fi dorit și eu, însă eu căutam dreptatea. Am venit la teologie crezând că voi găsi acolo cu siguranță. Ei, nu e chiar așa, tot oameni sunt și acolo. Eu am tras tare în armată să învăț, pentru că era examen din istorie, limba română, era un examen pretențios. Și pe lângă ceea ce făceam în armată, mai furam câte o oră ca să citesc, am venit de acolo direct, ca să aflu pe urmă că unul avea subiectele dinainte. Deci, și-am zis chiar și aici. A fost un prim șoc, peste care am reușit să trec în prima săptămână și după aceea să văd că, de fapt, oameni sunt peste tot. Și că nu raportul neapărat cu ceea ce pot face oamenii în orizontul dreptății, ci cu ceea ce poate face Dumnezeu. Și asta ne salvează. Bun, dar vedem sau știm că și Mântuitorul spune milă înainte de jertfă. Milă aveau nu jertfă, da, foarte. Și mie place foarte mult Pavel și aici chiar vreau să insist. Și eu îl iubesc pe Pavel. Mie place că a căzut și pe urmă s-a ridicat. Drumul ăla al Damascului pe care poate că fiecare din noi... Ai o metaforă frumoasă acolo, zice, i-a închis ochii, a orbit și după aceea l-a trimis... Zice el, m-a trimis să deschid ochii altora. Uneori trebuie să restricționăm. Asta nu trebuie să vă apese, pentru că suntem în domeniul media, a ceea ce se vede, a ceea ce se trimite la nivel vizual și auditiv. Uneori trebuie să Dumnezeu ne restricționează orizontul imediat, vizual, pentru a deschide o lumină interioară pe care trebuie să o transmitem celorlalți. Mă bucur că îl iubiți pe Pavel. Merită iubit. Îmi place pentru că e și un soi de argument sau un soi de reper că, iată, și pentru cei mai păcătoși sau pentru cei mai înverșunați există șansa revenirii. Sigur. Paralela e mai tulburătoare în istoria creștinismului. O să vă întreb. Chiar vreau să, dacă vă plac sfinții căzuți care s-au ridicat apoi. Dar nu există sfinți care să nu fi fost căzuți. Sfințișori din aceștia cuminței? Nu! Hristos joacă totul în temperaturi extreme. Zice, nu-mi plac căldicei. Aia cu mințișori care au stat așa. Nu, zice, ori ești rece, ori că atunci știm despre ce este vorba. Așa este. Mari sfinți sunt cei care au trecut prin niște crize existențiale severe. Sfântul Augustin, dar nu numai. Cam toți. Numai că ce face biserica, așa e ce bine. Și așa trebuie făcut. Și așa trebuie să procedăm și noi unii cu alții. Partea asta încă animată și biologic. Biserica nu reduce omul. Ce înseamnă să-l consideri pe unul sfânt? Să nu-l reduci la suma defectelor sale. Pentru că orice om poate fi, cu excepția lui Iisus Hristos, poate fi redus la suma unor defecte. Nu există om perfect. În biografia oricărui mare sfânt vom găsi și puncte negre. Însă biserica ne invită să nu reducem omul la suma acestor defecte, ci să vedem partea frumoasă. Eu le-am spus astăzi oamenilor la biserică, zic, mă, oameni buni, dacă noi am pune aici un ecran și un videoproiector și am face un Big Brother pe o săptămână, cu fiecare dintre noi, fără să știm, atenție, fără să știm. Păi eu cred că n-a mai venit unul la biserică, în funcție cu mine. Adică am găsit acolo 3-4 minciuni groase, epitete rostite, tot așa, la nivel grosolan. Și ne-ar fi groază să ne strângem mâna. Dar uite că Hristos ne invită să nu vedem, să nu ne raportăm la... E foarte complicat, pentru că de multe ori, nu știu, se lovește ploapa într-o bârnă.
Da, dar nici ce s-a făcut cu un coleg de-al dumneavoastră, tot din presă, filmat în timp ce își făcea o igienă nazală în mașină. Nu știu dacă ați prins chestia asta, în fine. Nu știu. Nu. Mă rog, era în București cu, la mașină, filmat în timp ce, mă rog, a făcut acest gest. Bun, cam așa se face igiena nazală, că nu faci oriunde, că nu te speli pe dinți în Parcul Central la miaz. E adevărat. Corect. Dar să faci din asta o știre sau să construiești imaginea unui om și din aceste lucruri, nu mi se pare corect. Or, biserica aici e frumoasă. Aici e frumoasă. Și taina spovezii e adâncă aici, nu? Părinte, aș vrea să insist, pentru că spuneați apropo de că ați căutat dreptatea Iisus, altceva ar trebui să vedem aici jos. Pavel spunea, și redau textual, aproximativ, undeva la Romani, că pentru unul drept cu greu se va găsi cineva să moară, dar pentru unul bun, probabil se va găsi cineva să moară. Cineva, da. Și vă întreb, nu știu, sunt oameni buni? Găsim oameni... Cum îi găsim pe oameni buni? Toți oamenii sunt buni. Au ceva bun. Depinde societatea cum poate potența calitățile. Nu există om. Nici pe Hitler nu putem reduce la suma unor aberații ale sale. A avut și picturi frumoase. Da, era și un artist, era un om sensibil. Tot azi le spuneam, tot despre Hitler la biserică, uneori vin și cu exemple din acestea mai ciudate, și le-am spus în felul următor. Era un om, pe de-o parte, sensibil, avea o anumită sensibilitate, ciudat, dar avea și o moralitate ca zonă, în sensul că nu suporta, ca subalternii lui imediat, ofițerii și cei din... nu suporta să fie imorali în raport cu familia lor. Iosef Goebbels avea niște apucături, soție cu 7 copii, greu, dar mai mergea și pe lângă casă uneori și atragea sever atenția. Nu ți se cuvine să faci așa ceva. Avea, uite... Nu știam chestiunea asta, deși... Da, ca să revin, nu putem reduce un om, cât ar fi fost el de, știu eu, rău, să spunem așa, din punct de vedere istoric, de malefic pentru societate istoria. Și pentru istorie, nu putem duce doar la atât. Vorbeam cu doamna Cornea, este la mine în parohie, asta e un mare dar, să vin eu din satul meu, din Sălaj, ascultător uneori la Vocea Americii, aia cu Europa Liberă nu prea prindeam, aveam un radio mai slab, aia cu Vocea Americii și se aude Doina Cornea, se aude Florin Piersic, se aude... Eu un copil care băteam acolo în Maidan de sat și să vin și să-i întâlnesc pe oamenii aceștia, vă închipuiți ce mare e Dumnezeu și cât mă poate iubi? Și să-i întâlnesc pe oamenii aceștia, să stau lângă mă duc la Doina Cornea că vrea să se spovedească, nu știu cine pe cine spovedește. Adică... Cum decurge o întâlnire cu Doina Cornea? E gradul 7. E copleșitor, e copleșitor. Să vezi un iertați-mă, nici măcar nu e o metaforă, poate e un epitet nu foarte subțire, un boț de om, vlăguit, biologic, de o lumină și o vigoare interioară patriarhală. Păi dacă ar fi fost liber la femei, la preoție, asta trebuie să fie patriarhul României. Excelent. E fabulos. Zice, nu vin la mine, zice, ăia care delatorii mei mai trăiesc, că li frică că nu i-am iertat. Dar eu i-am iertat. Eu aș vrea să vină numai să le spun că i-am iertat. Dar o să-i sun să le spun că i-am iertat. Pe de o parte, și pe de altă parte, asta este un detaliu de ultimă întâlnire. Are și umor. Asta e creștinismul. Creștinism fără umor, adică ce, botezat în oțet, nu cred. Zic, dacă vă întâlniți cu... Zice, mă pregătesc de ducă. Zice, dacă vă întâlniți cu... Aveți surpriza să-l întâlniți pe Ceaușescu în Împărăția lui Dumnezeu acolo. Că s-ar putea să... Zic, Dumnezeu e milostiv. De unde știm noi? Zice, și eu m-am gândit la asta. Oare fi vrednică să mă întâlnesc cu el? Zic, nici acolo să nu scape de dumneavoastră. Vă propun să facem o foarte scurtă pauză și pe urmă revenim la discuția noastră de aici, de la Casa Poporului.